Bună seara, vă spun tuturor iubitorilor sportului buzoian. Sunt Ionuț Paraschiv și vă invit la o nouă ediție la Sport Maxim. După ce am făcut niște ediții care mai de care mai speciale, ultima, dacă vă aduceți aminte, cu pugilistul nostru, supercampionul Bogdan Dinu, cel care a și reușit până la urmă să-și ajudece victoria vineri la Sala Sporturilor, o gală cât se poate de reușită. O gală pe care am vrea să mai fie repetată și, dacă se poate, și cu aceleași rezultate. O să încercăm în zilele viitoare să-l aducem din nou pe Bogdan Dinu aici și să vedem, să comentăm toată reușita de vineri seară. Dar, după ce s-a pregătit intens, Bogdan Dinu trebuie să mai și muncească, trebuie să mai pună și infractorii la respect, așa că n-am putut să-l aducem așa cum ne-am fi dorit aici în direct. Dar sunt convins, Bogdan este pe recepție, mi-a promis că o să vină cât de curând și să realizăm o emisiune, la fel ca toate celelalte emisiuni foarte, foarte interesante pentru dumneavoastră. Ieri s-a tras cortina peste campionatul de futsal în Liga a doua și am văzut o partidă cât se poate de spectaculoasă, o partidă cu toate ingredientele un meci care să suscite interesul publicului spectator. Ca atare, avem doi invitați, câte unul în fiecare tabără. Îl avem pe domnul Iulian Trăznea, managerul formației Luceafărul Buzău. Iar între noi doi este domnul Gheorghe Hăhăianu, președintele celor de la Fortius Buzău. Trebuie să spunem și avem și imagini de la această minunată partidă. O partidă cu pe muche de cuțit, o partidă cu răsturnări de situații, cu mari ratări, cu goluri care mai de care mai frumoase. În fine, un spectacol garantat. Cred că au fost aproximativ 500 de spectatori. Parcă au intuit că va fi o reală rețetă fotbalistică. Mulți copii, dar să trecem la discuții și îl rog pe colegul meu, Alex Nicolae, și cu această ocazie îi mulțumim și celor de la Arena Buzoiană și îl rog pe Alex, fiindcă n-am apucat să-i spun să trecem acolo preluare imagini de la Arena Buzoiană și cu ocazia aceasta să-i mulțumim și domnului Hăhăianu, cel care ne-a pus la dispoziție aceste imagini. Un derby parcă mai derby ca niciodată, domnul Hăhăianu. Da, în primul rând, mulțumesc de invitație. Dați-mi voie să salut și eu telespectatorii dumneavoastră. Într-adevăr, a coincis și cu luna decembrie, în care întotdeauna e o lună mai specială și dacă a fost și ultima etapă, ne-am pregătit într-adevăr pentru un derby. Din nefericire pentru noi, rezultatul final n-a fost cel care ne așteptam. Felicit cu ocazia asta pe colegul meu, Iulică, pentru evoluția echipei lui. A meritat Mulțumesc. victoria. Deci să spunem publicului care nu cunoaște rezultatul, 6-3, ca la Halep, așa, ca la Simona Halep, un 6-3. După ce echipa dumneavoastră a reușit să egaleze, au condus mai întâi galbenii, cei de la Luceafărul Buzău, au condus cu 1-0. Apoi dumneavoastră ați răsturnat situația, 2-1 la pauză, în debutul reprizei secunde chiar 3-1, iar de acolo echipa dumneavoastră a căzut și a primit până la 6-3, vă spuneam, așa ca un scor de tenis, cum am și pus acolo pe crol. Domnul Trăznea, vă așteptați la scorul ăsta, la o victorie așa de concludentă? Mai ales după ce la pauză erați conduși cu 2-1 și erați cam morcovit, fie vorba între noi așa. Păi nu speram, dar credeam în ceva, credeam într-o victorie. Deci a fost un meci deosebit de spectaculos, un meci aprig, disputat, un meci al orgoliilor. În care s-a băgat materiale, cum se spun Da, fotbaliștii. s-a jucat în limita regulamentului, mici excepții. Cred că e normal să crezi, dacă nici încredere, nici nu mai poți să crezi, chiar nu mai avem ce spera. Am sperat până în ultimul minut și le-am spus și băieților că trebuie să învingem. Cred eu că avem un lot mai bun, fără al jigni sau aduce ceva mai puțin din merite jucătorilor de la Fortius. Eu așa am zis că avem puterea să trecem și să învingem. Și am reușit. O partidă arbitrată de doi bucureșteni, domnul Hăhăianu. Ce impresie v-a făcut? Până la urmă, mulțumit, mi se pare că au reușit să enerveze așa pe românește ambele tabere.
Da, este o brigadă pe lista UEFA, din ce știu eu. Adică sunt arbitri de top. În ghilimele, noi chiar suntem prieteni cu ei. Noi am avut, clubul nostru a avut un mic conflict la unul din turneele de acum 2 ani de la Gheorghieni, în care chiar am fost jigniți, dar eu nu vreau ca prin treaba asta să se înțeleagă că datorită arbitrajului am pierdut. Am pierdut pe mâna noastră. Dacă aș glumi puțin, din 7 etape care le-am, din 6 etape care le-am jucat în deplasare, și cel de acum, dacă se terminau meciurile la pauză, cred că echipa mea era pe primul loc. La pauză, toți adversarii, cu o singură excepție, am avut scoruri favorabile, Deva, Chese Târgu Secuiesc, Bucovina Suceava și Cuiulică. Dacă se trăgea linie la pauză, probabil că am fi câștigat. Ieri i-am rugat, a fost prima dată când mi-am permis să intru în vestiar și să-i rog să joace și repriza a doua. Cred că n-am fost bineînțeles. Am avut într-adevăr ceva probleme mici de lot legate de niște accidentări care vin din zona echipelor pe unde joacă jucătorii. Noi am încercat să-i ajutăm cu medicație, să-i punem pe picioare, dar s-a văzut în speță Bălan, Vasile Leu la fel, Mihăiescu, jucători care pot fi oricând în prima linie și în momentul în care îți lipsesc și nu-ți la capacitate 3-4 jucători la sală, diferența se face rapid și mai ales că Iulica are jucători care activează constant în Liga a treia, la Metalul, la Râmnicu Sărat și asta a făcut. Domnul Hăhăianu, ca să punctăm, fiindcă tot s-a adus în discuție pe subiectul acesta, e un avantaj sau un dezavantaj faptul că jucătorii, de altfel și de la domnul Trăznea, vin de la fotbalul mare, acolo unde sunt alt tip de execuție, unde este altă viteză de joc, unde pasele trebuie oferite altfel. Cum este situația la celelalte echipe? Acolo au preponderent jucători specializați la fotbalul la sală? La Liga 1, într-adevăr, sunt jucători care joacă doar fotbal în sală, pentru că sunt jucători aflați sub contract. La Liga a doua nu sunt. Sunt foarte puțini jucători care joacă doar fotbal în sală. Joacă mini-fotbal, joacă fotbal în sală, joacă la iarbă, pentru că, datorită regulamentului, este permisă dubla legitimare pentru treaba asta. Noi, într-adevăr, area de selecție e destul de mare, dar nu toți jucătorii, că și la noi, sita cerne mereu. Sunt jucători care le dai șanse, încerci, dacă vezi că nu se pliază pentru jocul ăsta, trebuie să fie jucători tehnici, jucători rapizi, jucători cu inteligență și atunci permanent încercăm să facem treaba asta. Noi am avut un proiect în care am încercat să întinerim, am dat șanse, am pierdut un nucleu de jucători cu experiență, nu o să le mai dau numele acum, și am încercat să facem un meleu între 3-4 jucători cu experiență și restul tineri. Plătim probabil tribut și ăsta s-ar putea să fie un răspuns la evoluțiile inconstante pe care le-am avut. Deci să conduci de 4 ori și să pierzi în 7, 8, 10 minute 4 jocuri e destul de dureros. Nu mă Da? trebuie la dumneavoastră cum este. Vă deranjează chestia asta? Faptul că nu aveți jucători specializați cu care să faceți niște antrenamente mai multe. Am văzut, spre exemplu, niște faze la lungoci, la care în momentul execuției și gândirea și execuția a fost ca la fotbalul mare. Una dai la o poartă de 7 metri, una dai la o poartă de 3 metri. După cum v-am mai spus în nenumărate rânduri, este o mare diferență între cel de fotbalul mare și cel în sală. Dar totul se rezumă la bani. Având bani mulți, le poți face un contract și să-i ții numai la iarbă sau la futsal. Din momentul în care fondurile, știți, sunt așa cum sunt, încercăm să încropim, să jucăm cu ce avem. Sunt păcați pe toată lumea, Sunt inclusiv păcăvă. activitatea dumneavoastră. Inclusiv, da. Domnul Trezne, dar ziceți dumneavoastră, să zicem, spre exemplu, mâine vine Zâna Măseluță, vine cu teșchereau, cu bani la dumneavoastră, v-ați permite un nucleu de jucători specializat doar pe futsal? Adică să domnule, mă las de fotbalul mare, unde nici acolo nu sunt cine știe ce bani. Fotbalul mare, mă refer la cel de pe terenul de suprafață mare. Ați avea de unde să alegeți, să aveți așa o selecție? Păi vă spun sigur, vom avea de unde alege. Avem foarte mulți jucători talentați și tineri și de o vârstă mai înaintată. Buzăul chiar are un bazin bun de jucători, de futsal, să spun așa. Chiar găsim, sunt jucători, dar v-am spus, singurul lucru care ne împiedică, îl știți, mai mă repet, finanțele sunt Da. acelea. Domnul Sunt Trezne. lucrurile care ne fac să stăm în Liga a doua. Că v-am spus, avem 3-4 ani de Liga a doua și cred că Buzău ar merita o echipă de futsal. Iar meciul disputat ieri, cred că a fost
un meci, cum să vă spun, un meci al golilor, dar și o propagandă pentru futsalul Buzoian și cred că ar fi timpul ca oamenii abilitați să-și plece urechea și ochii și să treacă și pe la noi și să aprofundeze anumite lucruri, că Buzoul chiar ar putea deține o echipă de primă ligă. De altfel și unii și alții ați avut, practic, din punct de vedere sportiv, vă câștigați locul în prima ligă, dar lipsa asta de finanțare v-a oprit să mergeți, să promovați, să mergeți mai departe și ați rămas în Liga a doua. Domnul Treznea, ne întoarcem puțin la arbitraj. Dumneavoastră, cum s-a părut arbitrajul ăsta? Ăsta cu cavalerii ăștia așa, de primă mână, de rang înalt? Știți antecedentele mele, niciodată nu pot fi de acord în totalitate cu ceea ce arbitrează, dar nu vreau să comentez prea mult lucrurile astea, că deja mi-am atras multe critici în trecut pe chestia cu arbitrajul. Și nu mai comentez așa. Nu, acum nu vreau să-i luăm la bani mărâți, dar oricum, deci nici dumneavoastră n-ați fost... Nu sunt încântat de prestația lor, în general. Da. Domnul Hohăianu, ar fi putut fi o brigadă buzoiană, având în vedere că erau... Cu siguranță. Nu știu dacă domnul Cezar a avut meci în weekendul respectiv. Cred că ar fi putut duce mult mai bine la bun sfârșit. Eu repet, nu vreau să, ca prin treaba asta să înțeleagă că le luăm din merite învingătorilor, dar sunt cel puțin două faze litigioase în care la scorul de 2-1 considerăm noi, și o să se vadă pe imagine, am avut lovitură de la 6 metri și cartonaș galben pentru adversar ar fi trebuit să fie și am primit noi cartonaș galben și pentru simulare și la scorul de 3-1 pentru noi, la jumătatea terenului, minge scoasă în aut de adversar, Chirică s-a dus să execute, n-am înțeles domnul Stroie ce i-a spus, a luat mingea colegul de la, au plecat pe contraatac și au făcut 3-2 și s-a rupt jocul. Sunt două imagini pe care eu o să le adică încerc să le... Adică amănuntele astea contează la... Anul trecut și eu chiar față de această brigadă o să cer, deci încă o dată, să nu se înțeleagă că am pierdut din cauza arbitrajului, sub nicio formă. Am pierdut pe mâna noastră. Dar această brigadă, sistematic de 2-3 ani de zile, are ceva probabil cu mine, cu colegul meu care a avut un conflict cu el, că și-a permis să-l înjure pe un oficial al clubului nostru și eu m-am dus și am luat atitudine în vestiar. Nu se poate să, pe banii noștri să fim înjurați de un arbitru. Adică anul trecut, spuneți că au drăgan la dumneavoastră, cum anul trecut, așa, anul trecut am pierdut același joc cu Iulică, cu 5-4, în ultima secundă de joc, considerăm noi, Lungoci face fault, împinge cu spatele și dă lovitură de la 6 metri, mai era o secundă de joc. Dar asta e, deci eu chiar față de această brigadă o să, dacă mă ajută imaginile, pentru că noi ne filmăm toate jocurile și o să încerc să le... Da, să recunosc că nu am avut suficient timp încât să luăm la puricat așa toate fazele. Puțin mai târziu o să luăm și toate cele 9 goluri care, vorba domnului Treznea, a făcut o mare serviciu, o frumoasă propagandă frumoasă, fusa lui Buzoian, care în continuare este nebăgat în seamă. În Buzău se mai face pe lângă rugby, tenis de masă și rachetomodelist, se mai face și futsal și alte sporturi, nu numai... Și chiar cu rezultate frumoase. Și chiar cu multe rezultate frumoase. Da. Ca să încheiem cu capitolul ăsta de arbitri, dacă cumva ar fi fost un cuplu de arbitri buzoieni, fiindcă a fost un derby local până la urmă, ar fi fost mai multe suspiciuni? Poate ar fi fost și mai mare presiune? Nu, dar nu. Ne-a arbitrat, mi se pare, anul trecut, ne-a arbitrat Cezar? Da, odată, unul din jocuri din păcate Buzoul nu deține doi arbitri care să poată forma un cuplu de arbitri să poată asigura. Dar probabil că nu știu dacă domnul Cezar avea meci sau nu avea meci, dar așa a fost delegarea, nu mai avem ce comenta. Da. O să luăm pe colegul Alex Nicolae să încercăm să demarăm și cele fazele cu cele 9 goluri, unul mai frumos ca celălalt. Extrem de multe noutăți, domnul Treznea, în lotul dumneavoastră. Aveți un lot mai ofertant și o bancă de rezerve, ceva mai cu jucători mai experimentați sau mai în vână. Iată aici faza primului gol, o combinație și Gabriel Bobe catapultează balonul în poarta experimentatului portar Ștefan Leu, cu ștate vechi și în fotbalul mare. 1-0. Domnul Hohăianu, v-ați temut că o să curgă mai multe goluri după ce au deschis scorul așa de... Nu,
Mi era teamă doar de ceea ce v-am spus, de repriza a doua. Mi-a fost teamă și s-a dovedit că așa este. Deci, probabil pe fondul automulțumirii sau pe fondul pregătirii fizice precare, nu mi explic căderea din 4 jocuri consecutive să cădem în halul ăsta în 12 minute să pierzi. Da, o să le lăsăm să curgă așa în timp ce mai discutăm și după aceea o să luăm așa, fază cu fază. Într-adevăr și mie mi s-a părut că în repriza a doua echipa dumneavoastră a cedat fizic, n-a mai reușit să facă față. Jucătorii care au jucat constant a trebuit să-i mai schimbi. Dacă la 4-5 minute nu aduci prospețime să schimbi liniile, atunci la noi pe bancă numeric am stat foarte bine, dar noi v-am spus, noi avem în lot jucători mai iată, tineri. O fază aici, un jucător foarte tânăr, la vreo 40 de ani, care este și antrenorul echipei și chiar de aici iese. Aici vă referiți la faza asta? Nu. Nu, tot în colț. Aici acolo, puțin nervos, cam în nota lui din când în când, așa, obișnuită. Putea să iasă și cu un cartonaș galben la modul acum a șutat acolo în minge. Domnul Trăznea aici, o lovitură de la 10 metri. Ce ziceți de execuția asta? Aceste lovituri de la 10 metri sunt cu duși în tot. Dacă nu, execuție, distanța mult prea mare, mingea este așa cum este. Dacă nu o lovești bine, poarta fiind și mică. Dar de mai multe ori am scris. Asta este, am ratat. Așa a fost să fie. Acum istoria e scrisă numai. Pe viitor le cer băieților și antrenorului să lucreze mai mult la loviturile acestea. Apropo, fiindcă veni vorba despre lucrat, am văzut că ați adus la echipă acolo, cel puțin, nu știu dacă ne confirmați dumneavoastră, l-am văzut pe fostul fotbalist al Gloriei, Georgian Marco. Ce? Mă ajută, e prietenul meu și i-am cerut ajutor. Cum se știe, duce în lipsă de tehnicieni și am zis că din partea lui poate veni un sprijin jucând într-o ligă superioară, mai mulți ani, poate să mă ajute, adică să vină cu ceva nou, să mă sfătuiască și pe mine și pe băieți. Intenționat să-l păstrați acolo la echipă? Să intenționat, dar el momentan nu știu dacă are dreptul să stea pe bancă. Va sta în tribună. Am înțeles, astăzi. Da, bine, dar perioada aia ce încet, încet să încheie de final. Nu mai fi așa mult. Și e păcat că lipsește din peisajul ăsta fotbalistic. E o altă discuție pe care cu altă ocazie nu pot discuta. Da, nu, sigur că da, nu discutăm acum. Domnul Hăhăianu, sunteți așa puțin supărat pe antrenorul Romica Stan sau practic atât a putut echipa, având în vedere că ați avut și niște indisponibilități? Poate ar fi trebuit să joace și alții. Spre exemplu, l-am văzut acolo pe Claudiu Pâzlaru, pe care la precedenta prezență dumneavoastră aici, acum vreo două luni, Claudiu Pâzlaru a fost jos cu pălărie. Este unul din remarcații mei. Aveți care a marcat idee de ce n-a jucat mai mult? Nu m-am amestecat în acest tur de campionat absolut deloc. A avut libertate maximă Vasile Leu cu Romica să ia deciziile care le-au considerat. Probabil că în această perioadă și sigur vom face o analiză a rezultatelor obținute în tur, eu recunosc că cu prioritate l-am adus pe Romica pentru a sta pe banca tehnică, dar datorită unor situații de genul și acum, nu ai pe bancă decât jucători tineri la 19-20 de ani care la jocuri de genul ăsta pot claca rapid, el a preferat să evolueze în teren și probabil furându-l și pe jocul, au mai fost 2-3 jucători care n-au intrat absolut deloc în joc și n-am să comentez nici treaba asta, el știe mai bine, eu fi întrebat în vestiar pe fiecare cum se simt, probabil că au spus că nu sunt în plenitudinea forțelor și nu pot să comentez mai mult, dar cu siguranță vom analiza lucrurile. O situație care se întâmplă și la, hai să zicem, Olimpia Râmnicu Sărat, dacă așa știm noi bine, chiar dacă și-a mai schimbat denumire și acum se numește CSM Râmnicu Sărat. Și acolo se întâmplă, cred că e un caz unicat așa în fotbal, încât ambii antrenori sunt în teren și în momentul în care acolo joci, ești mai preocupat de joc, să anihilezi adversarul, să opezi niște acțiuni ofensive ale adversarilor. N-ai omul care de pe bancă să vadă greșeli, să gândească limpede, să știe cine urcă, cine iese, ce trebuie schimbat. Bănuiesc că ceva de soi ăsta se întâmplă și cu Romica ăsta. E adevărat și că el când a intrat s-a schimbat un pic acolo și raportul. Și nu numai la noi se întâmplă treaba asta. Am să vă spun că chiar la Liga 1, la noi, la futsal, nu avem de unde școlariza alte persoane decât tot foști jucători sau chiar și la echipa națională a României, Robert Lupu, este
antrenor principal și este în același timp și jucător. Și la majoritatea echipelor de Liga 1 sunt foști jucători sau actuali jucători ajunși la o anumită vârstă, care și-au făcut școala de antrenor de futsal și stau pe bancă și conduc echipele. Din punctul meu de vedere, până la un punct e ok. În momentul în care ești în teren, este foarte greu dacă nu ai un antrenor secund lângă tine cu care să comunici așa, și să stabilești ce e de făcut. În 2-3 minute se poate strica tot ce ai muncit într-un meci întreg. Înainte de a merge în cuvenita pauză de publicitate, aș vrea să punctez faptul, apropo de Claudiu Pâzlaru, care e un jucător de toată isprava până la urmă. Eu sunt convins că el se antrenează, că Valistan face acolo niște antrenamente așa cum trebuie. Numai că, din păcate, el nu prea are cum să joace, este regula aceea cu jucătorii aceia foarte tineri care bag și Valistan, în momentul în care își face și el acolo osatura formației, din păcate, pentru Claudiu Pâzlaru, foarte puțin folosit și dacă nici la futsal, spre exemplu, n-a jucat mult, mi se pare că e un jucător al cărui potențial trebuie exploatat. A fost doar probabil în acest meci. Claudiu Pâzlaru, împreună cu Vasile Leu, cu Chirică, cu Mihăiescu, formează clar o linie și ceva pentru noi, o linie bună și el a jucat constant toate cele 11 jocuri, chiar este, cred că, golgheterul echipei noastre. Adică o fi resimțit o stare de oboseală sau o fi avut o problemă. Chiar nu pot să vă spun mai mult și este un jucător pe care noi îl apreciem foarte mult. Da. Mergem în pauza de publicitate cu specificația că vom discuta și despre lotul garnisit cu jucători cu multe experiențe, vă refer la galbenii domnului Iulian Treznea, dacă e complicat să aduci jucători de genul ăsta, dar care până la urmă fac diferența. O să vorbim și despre ce s-a întâmplat la încheierea partidei, dar asta după momentele de publicitate. Am revenit pentru partea a doua emisiune în această seară. Vă spuneam și în prima parte, s-a tras cortina peste sezonul de futsal în anul acesta. S-a încheiat turul după 11 etape. Formația Luceafărul Buzău se află pe locul 4. Nu greșesc, domnul... La egalitate cu Ceahlău Piatra Neamț. Da? Cea de-a doua reprezentantă este vorba despre Fortius Buzău, care este reprezentat aici în studioul nostru de domnul Gheorghe Hăhăianu, președintele acestui club, care este pe locul 8 în urma acestui rezultat. Rezultat care final ieri, 6-3 în favoarea formației Luceafărul Buzău. O partidă cât se poate de frumoasă, care a făcut lobby pentru futsal în general, dar mai ales pentru futsalul buzoian. O să revedem fazele cele mai importante, o să vedem gol cu gol. O să-l las plăcerea domnului Iulian Treznea să comenteze aceste faze. Deci, la scorul de 0-0, iată Gabriel Bobe deschide scorul. Nu știu ce trebuie să înscrie. Bobe, Gabriel Bobe, un foarte talentat jucător, dar care nu înțelege că fotbalul se joacă mai simplu și pe goluri. Îi plac fazele, nu știu, a ieșit din comun, adică e îndrăgostit de minge, ar trebui să-și ia o minge el singur și ceilalți să aibă o minge. Da. Oricum, e un talent, unul dintre bunii. Brazilianul nostru, să o spunem pe aia dreaptă, numai că, vorba și dumneavoastră, e un joc colectiv. Nu e, mai ales futsalul. Mai ales futsalul e un joc de echipă, fiind 4 jucători. Vă dați seama că trebuie să paseze, în primul rând. Da. E îndrăgostit prea mult de minge. Am înțeles. A fost, apoi, rândul lui Irinel Voicu, cel care marchează 2 goluri. Sincer, acum sunteți amândoi aici. Parcă mai artistice golurile, parcă nu știu cum să spun astea. Da, și ăsta este un gol foarte frumos. Nu ne-a lipsit mult Irinel, e legitimat de vreo 6 etape. Din nefericire n-a putut să vină. Este primul joc la care vine la noi. Da. Un gol, un șut din cădere. Aveam nevoie, este singurul jucător de picior stâng și chiar aveam nevoie de un jucător de picior stâng. Spre deosebire, domnul Treznea, unde la un moment dat... Da, are foarte mult. Toți cei 4 jucători care erau în teren, toți erau stângaci. Da. Și chiar cu echipa, cu liderul, nu? Mm. Și până la urmă a ieșit destul de rău. O să vă las plăcerea fiecăruia să comentați apropo de golurile astea care s-au întâmplat.
Ce zice domnul Trăznea de faza asta? Păi, ce să mai spun? Am spus de fiecare dată când în 6 metri, în terenul nostru, cu mingea, nu mai faceți fițe, dați simplu nea. Vine, așteptat o jumătate de oră să vină jucătorul pe el și a alunecat. Ce v-a zis Chiril aici? Ce reclama? Că a fost faul, că i-a luat piciorul. Ceea ce, din punctul meu de vedere, eu n-am văzut lucrul ăsta. Da, se vede e greșeala lui. A fost și un duel al portarilor în prima repriză. Un fost portar, iată-l aici, pe Ștefan Leu, da? Un fost portar de Liga a doua, chiar de națională la mini-fotbal, a fost plecat la campionatul european. Și dincolo, Toader în prima repriză. Ia să vedem ce iese și de aici, de la faza asta. Pleacă Romica Stan pe contraatac, un jucător ca vinul vechi, bun, la vârsta asta, știe să pună piciorul, câteodată îl pune așa cam prea apăsat. Și un faut într-o zonă de teren, deja aveam 5 fauturi acumulate și într-o zonă neutră nu mai faci faut acolo. Și toate s-au transformat după aceea, orice fault s-a executat de la 10 metri. 10 metri, da. Ați avut vreo 2 sau 3 lovituri din astea? Două. Trăznea. Din păcate, nici Bobe și nici Nicu Moise, pe care l-ați adus de la Tulcea. O să vorbim un pic mai târziu cum ați reușit să-ți adus un tulcean de acolo. El e gălățean de origine și stă în Galați, joacă la Delta sau cum se mai cheamă, Tulcea. Da, Delta, Dobrogea, în fine, tot pe acolo. Goici aici a apărat în repriza a doua. A fost o înțelegere între dumneavoastră și cu toate? Da, el n-a putut să-și anunțe prezența din timp și a anunțat în ultima clipă, deja chemasem pe Toader și nu aveam cum să fac. Portarul de la Metal, o să spun, da? Am spus că e normal să apere amândoi, dar au venit să apere amândoi, pe rând. Și Goici a avut în a doua, Costel a avut el în prima, a zis, apărați, nu mă interesează cine apără, am vrut să câștig. Așa l-am spus. Până la urmă, cu mai mult noroc, Goicea, chiar dacă a luat golul de 3-1. Nu, ea n-a fost încălzit, a intrat așa în febra meciului, meciul și era încins. De regulă, din unghiul ăla de acolo, se șutează la bara a doua și el a plecat corect la un moment dat, a plecat spre bara a doua la colțul lung, ca să nu-i vină de ar. Și l-a prins pe contra. Domnul Hăhăianu, la 3-1, mai credeți că pierdeți meciul ăsta? Niciodată nu-i jucat până, nu fluier arbitru, nu se bine, că în ultimul nu poți să dai 3 goluri la futsal. La futsal, într-un minut se pot schimba multe. Eu n-am înțeles la 3-1, acolo trebuia să stăm compacti, să stăm să ne apărăm și să speculăm contraatacul. Dacă aș fi fost acolo, eu am suficientă experiență, l-aș fi pus pe Chirică pivot și aș fi jucat apărare ermetică, nu mai aveam cum să primim golul și doar contraatacul și el este jucătorul care știa să țină mingea foarte bine în treimea adversă și nu cred că ar fi trebuit să mai avem probleme. Dacă țin minte bine, Chirică chiar a avut o mare ocazie singur cu portarul la un moment și dat. Și Dulțu și Ion a încercat să dea scăriță. La sală nu dai scăriță, la sală dai gol, dai cu vârful și dai gol, nu contează, viteza de reacție e alta și aici. Goluri primite relativ. Da, aici Faneleu a fost mascat, ca să zicem așa, în limbaj fotbalistic. N-a văzut pe unde vine mingea. Să spunem și pentru public că sunt puțin dezorientați, pentru că al nostru coleg Gabriel Cernat în repriza a doua s-a mutat pe partea cealaltă, iar fazele se văd exact ca în prima repriză, adică același reprezentant al unei echipe, portarul e tot în poarta respectivă. Să spun că mai frumos se vedea tribuna plină. Da, asta l-am rugat la pauză, am rugat să ia imagini și cu... Să vadă tribuna, să vadă lumea. Special, că tot se punctează la capitolul finanțări și impactul ăsta cu publicul. Ar trebui. Da, uite, bine uite, zis. Uite, bine. Scăriță încercată să dai și contraatac și te duci și primești gol. La 2-1... Uite, asta e faza. Da, și acum degajează Goicea și te prinde... Și aici, da, 2-1. Imagine, elocvent. Aici un pic mai altruist Lungoci, pentru că a mai avut o fază mai înainte. Una, două, când... identice când a tras el, a încercat scăriță. Dacă i-a dădea Dan Stan de la Metalul... Da, poate așa a fost mai frumos. Asta e o imagine elocventă. 4 jucători ai mei în jumătatea lor și niciun jucător să apere. Da.
parcă nici Duțu nu prea a fost în apele lui așa, sau cel puțin în duelul cu este... jucătorii lui de la Metalul din tabăra adversă. Eu am să o spun direct. Am fost la un pas, este jucător lui Metalul, eu respect treaba asta, este un jucător de viitor. Într-adevăr, la futsal se pot întâmpla multe. Am primit acceptul pe ultima 100 de metri și am fost și puțin nemulțumit pe treaba asta. Duțu este jucător de futsal de 5 ani de zile. Șansa lui s-a dus, s-a afirmat la Metalul și poate, nu știu, omul a vrut să joace, dar n-a vrut să se accidenteze, că el are un contract de respectat, sunt șanse ca el să ajungă probabil fotbalist și sunt convins că a jucat cu trac și cu teama de a nu se accidenta. Da. Iacob, la fel, nu ne-am putut folosi deloc de el, pentru că el vine accidentat de la Metalul și la fel nici n-a intrat în discuție să-l putem folosi ca în Iacob, balgie, da. Și asta pentru noi înseamnă mult, să compari majoritatea jucătorilor pe care Iulică de la Metalul și de la Olimpia, acolo pot juca, la mine nu pot juca. Asta n-am înțeles-o și jucătorii mei au avut reacții la un moment dat, adică, bun, nu se poate accidenta și... Nu le dau numele la jucători. Oricând, și pe stradă dacă mergi, te poți accidenta. Dar am simțit totuși că am muncit și eu 10 ani de zile la echipa asta și parcă să zic că am avut senzația că mi s-au pus bețe în roate la un moment dat. La dumneavoastră, în tabăra dumneavoastră, asta a galbenilor, domnul Trăznea, și o să vă spun și de ce am accentuat un picuț mai târziu pe subiectul acesta, cum ați reușit să aduceți? Că ați avut acolo, putea să faceți din aia, cred că, 3 echipe. Da, putem, dar asta, cum să vă spun, eu sunt, nu știu, nu vreau să spun că ambițios, mai ambițios și când îmi pun ceva în cap vreau să și realizez. Și lumea, marea majoritate a fotbaliștilor mă știu, nu le-am promis multe, le-am promis puțin și am reușit. Faptul că am în lot o serie de jucători se datorează și foștilor fotbaliști, Secăreanu, Nicola, mai nou ăsta, Marcu, care jucând acolo și-au mai amintit de câte un jucător și mi-a făcut recomandarea. Iar că e bun, garantez eu pentru el. Și restul, zic că am reușit să fac o familie din echipa asta și aia îmi doresc. Fiind o familie, și la bine și la rău, ne mai supărăm, mai trecem peste ele, mai greșim fiecare, dar eu zic că suntem o familie. Și îi țin aproape, reușesc să-i țin aproape, cu greu, dar reușesc să-i țin aproape. Am văzut că și dumneavoastră ați mai renunțat pe parcurs la niște jucători. Păi, cam exact ce spunea și colegul meu, Sita Cerni, unii vor să vie numai acasă, alții vin și în deplasare și n-ar fi corect pentru cei ce vin acasă să joace numai acasă, iar ceilalți să joace în deplasare. Am renunțat, am spus, băieți, veniți și afară și acasă, discutăm, nu veniți decât acasă, asta este. Sunt oricum bineveniți când pot veni și afară și acasă, sunt bine primiți, dar mai mult de atât n-am, nu pot să fac mai mult. Că să ies că diferite divergențe, că fiecare are dreptate. Nu poți veni numai acasă. Da. Fotbalul se joacă și acasă și în deplasare. Domnul Hăhăianu, trăgând așa o linie că tot s-a încheiat sezonul ăsta, așa zis, de toamnă, sunteți mulțumit de ce ați rezolvat și nu neapărat mă refer numai la derbiul acesta pe care s-a întâmplat de l-ați pierdut. Tot parcursul ăsta, locul 8 ăsta vă mulțumește? Nu, este locul 8 la egalitate. Am fost depășiți de Bucovina-Suceava la Golaveraj, deci este locul 7-8 la da. Egalitate de puncte. Suntem 3-4 puncte ne despart de locul 3-4. Deci, adică două victorii vă pot duce acolo pe podium. Sigur, urgent. Și noi am avut un tur de campionat destul de greu, cu programare 6 jocuri în deplasare și jocuri jucate cu echipele din fața noastră, cu toate. Am jucat la Cluj-Napoca, am jucat la Bucovina-Suceava, am jucat la Deva, am jucat la Colțea-Brașov. Adică niște deplasări lungi? Deplasări lungi, deplasări grele și cu echipele de top ale... Am reușit să aducem doar 3 puncte din deplasare pe care le-am pierdut în ultima etapă. Una peste alta, cred că am fi meritat, măcar dacă am fi câștigat unul dintre cele 3 jocuri pe care le-am condus autoritar în deplasare, am fi meritat probabil un loc 2 mai sus. Cred că locul 4-5 pe aici, pentru locurile astea ne putem bate în continuare. La nivel de bugetele pe care le avem, la nivel de loturi pe care le avem, sunt, din punctul meu de vedere, Clujeana e o echipă foarte bună,
Chense, Târgu Secuiesc, la fel foarte bună. Colțea Brașov, nu mai spunem de departe, probabil că va fi, sigur se va bate la campioană. Deva, la fel, o echipă surprinzătoare. Piatra Neamțul, la fel. Și noi, cu Ilică, formăm la fel două echipe bune. Probabil că pauza de iarnă acum va fi și pentru noi un sfetnic bun. Vom încerca să tragem linie, să vedem cine a confirmat, cine n-a confirmat, să încercăm să mai completăm. Sper să mai scăpăm și de ghinioanele accidentărilor și ale probleme care au fost în lot, deși nu s-au accidentat. Dar știți cum e, dacă îl folosești cu dublești mare și el s-a accidentat, noi avem grijă de jucători. Și chiar dacă nu s-a accidentat la noi, îi ajutăm să depășească momentul, dar nu te poți folosi de el. Etapele trec și suntem puțin nemulțumiți, într-adevăr. Practic, sezonul ăsta de Liga 3 se reia undeva... De Liga 3 la fotbal. Cei de unde vă mai alimentați, că vrând nevrând, asta este. Undeva în martie, dacă nu mă știu, cred că pe 4 martie, când, din păcate, ne mai aducem aminte de anul acela nefast, 1977, înțeleg că dumneavoastră reîncepeți competiția undeva în februarie. Primul weekend din februarie. Deci, practic, o să mai beneficiați și de jucătorii din Liga 3 la fotbalul mare, unde puteți eventual să-i mai folosiți, nu vor fi foarte obosiți, nu vor fi feriți și de accidentări. Da, din nefericire, dintr-o altă parte, nu ai de unde. Eu recunosc că ne va fi greu să mai cooptăm jucători de la Liga 3. Politica clubului nostru este de a încerca să atragem alți tineri cu calități, dar care să nu fie angrenați, pentru că Liga 3 este și eu cred pe oameni respectiv să cheltuie foarte mulți bani, au obiective stabilite și e destul de riscant. Noi o să încercăm din județ și de la Liga 4 a 5 și de la LPS cu juniori, cu copii, încercăm să aducem tineri care să învețe futsal și să asigurăm și viitor. Așa ne putem permite să luăm de 3-4 jucători, dar nu te ajută cu nimic pe termen mediu și lung. Și din cauza asta poate că și noi am putut la un moment dat să luăm jucători cu experiență și să... Da. Nu ăsta este viitorul și nu ăsta este țelul nostru. Pentru că altfel, dacă e să vorbim pe aia dreaptă, apropo de metal, au și au un colar favorabil, sigur, au și sigur, șansa sigur. Lor, eventual sigur, sigur. Și la o promovare, cine sigur. Știe... Nu... Și au stat în același lot și ei tot campionatul da, și clar. Ai doi atacanți clar. Și se pot accidenta exact. Oricând. Da. Aici nu e nimic de comentat. Domnul Trezor, dumneavoastră, sunteți mulțumiți de parcursul echipei? În general, da, se putea și mai bine. După ce am bătut la Brașov, am pierdut puncte acasă cu Deva, cele 3 puncte ne duceau pe locul, zic eu, 3, nu știu, aproximativ acolo. Să bați în deplasare o echipă, la momentul ăla, că chiar pe primul loc sau pe doi, se bați acasă. A schimbat la un moment dat liderul dumneavoastră. Da, da. Și după aceea se vii acasă cu Deva și supărat pe anumit jucător pe care nu i-ați mai văzut, în deosebă unul din portari, când vii obosit, și pierzi meciul de unul singur. Deci, în general, îți mulțumesc. Se putea mai mult, datorită faptului că de afară cred că am adus, deci am adus în prima 3 de la Remeta, 3 de la Brașov, 1 de la Piatra Neamț. Nu le mai punem pe asta de aici. Am adus 7 puncte că de afară. Ne punem de pe asta, că suntem din Buzău, nu? Și să pierzi acasă 6, adus 7 și pierzi acasă, că am mai pierdut meritat, zic eu, cu Clujana, care e așa. Să te bate Deva, o echipă care o cataloghez sub mir echipa lui Ceafă, e greu. Am digerat foarte greu și nu datorită imposibilității jucătorilor în general, a indisciplinei unor jucători. Și faptul că au fost niște fluctuații, n-ați putut să contați etapă de da, etapă. Pe aceeași lot de jucători. Da. Domnul Hăhăianu, și-l rog pe colegul Alex să pună și ultimele imagini, le-ați făcut o mare bucurie copiilor, unii bucuroși, unii de-a dreptul fericiți și... Am asistat acolo în tribună, erau cu părinți, erau cu tații, erau cu mame. N-a fost mare acusarea, ca să zicem așa, dar copiii foarte bucuroși. Magia asta a sărbătorilor în momentul în care primești un cadou chiar de la moșu, în condiții în care spunea tatăl, ai mă, ce te-ai dat acolo, te-ai dat în stambă, așa parcă ești că n-ai mai văzut cadouri în viața ta. Adică nu sunt copii amărâți, sunt copii bine mersi, da. Dar vedeți bucuria asta, faptul de a primi de la moșu un cadou acolo, o atenție cât de mică, le-ați făcut o mare bucurie. Și înainte de a-mi spune câteva cuvinte despre asta, eu sunt acolo în tribună, mulți dintre copiii
aflați acolo, i-au ținut partea galbenilor și au strigat acolo, galbenul, galbenul, în fine, au venit pe teren, că și asta e o mare chestie, adică primești un cadou de la moșul unde? Pe terenul acolo, la locul de muncă, da? Da. Și le-am zis, băi, dar e corectă viața asta, voi ați ținut cu galbenul și ați luat cadouri de la moșul adus de albaștri? A, zice, dar n-am știut, băi, să știți că de la albaștri ați luat. Da, sunt copii, deci acțiunea a fost gândită, este a doua ediție pe care noi o organizăm. Și în decembrie anul trecut am făcut această acțiune și cu sprijinul unor prieteni apropiați, unor sponsori locali, am rugat pe fiecare să ne ajute cu ce pot. Fiecare au contribuit cu 10-20 de pachetele, am strâns în jur de 80 de pachete, n-am putut să facem o estimare, noi am făcut din acest joc, am făcut acest eveniment, chemând copiii de la LPS, grupele cele două, pentru a asigura escorte la începutul jocului, am dăruit 10 mingi prin copii către spectatori, am dat și echipelor celor două echipe care au și jucat în pauză 15 minute de futsal și am gândit evenimentul respectiv ca și o promovare a jocului pe care îl facem noi și am spus prin afișele pe care am făcut, prin mediatizarea pe care am făcut-o, că așteptăm în sală copii însoțiți de părinți și am făcut o bucurie și copiilor, am făcut o bucurie și familiilor și chiar ne bucurăm, dar imaginea, nu știu dacă o aveți la sfârșit de tot, n-am estimat exact că sunt atât de mult copii. Păi trebuie să și spunem că dumneavoastră ați dat tuturor copilul, i-ați invitat pe toți, adică nu au fost că joacă, păi că sunt suporte, au venit și fete acolo. Da, prin afiș sunt mulți din ei, am făcut mediatizare și pe Facebook, am folosit și SMS-urile ca să anunțăm lumea de prezență la sală și am estimat undeva, am zis, undeva în jur de 80 de pachete, dar spre surprinderea mea la final am văzut un copil plângând, era chiar copilul lui Vasile Bița. Deci atât de mult își dorea și s-a bucurat și a trebuit să improvizăm pentru că noi am asigurat și jucătorilor noștri un mic cadou. Din păcate ei au plecat supărați la vestiar, dar le-au fost amânate pachetele la vestiar. Noi am spus, dacă am fi avut acustică și am putut anunța, altfel era gândită treaba să stea și ei împreună cu copiii pe teren să se creeze o emulație așa și poate dintre ei o să-i vedeți peste câțiva ani viitor fotbaliști de sală. De fotbal, da. Și acum, fiindcă chiar ne apropiem de final, să spunem un pic pe repede înainte, că dumneavoastră v-ați fi dorit să faceți și un învejmânt așa artistic, adică ați vrut, apropo de arbitri, să intre frumos cu mingile, să dați o notă artistică, numai că arbitrii ăștia gomoși de la București, care nu prea știu ei și nu prea s-au simțit ăsta artistic și nici emoțional s-au oferit de chestia asta. Și în plus, probabil că v-ați dorit acolo și o sonorizare și un microfon în care să cei 500 de spectatori să înțeleagă exact și să le dați niște amănunte legate de... Scopul nostru a fost atins. Este al doilea an consecutiv în care facem acest gest. Le mulțumesc, nu o să le spun numele, dar le mulțumesc sponsorilor care au contribuit la organizarea evenimentului ăsta și sperăm ca și cei care pot face mai mult decât noi să aducem bucurie în luna decembrie copiilor și... Să-i vedem pe terenul de fotbal. Iată, așa, cu decorul ăsta frumos pe care colegii mei l-au aranjat și care ne apropie și mai mult de sărbătorile astea de iarnă, când noi toți devenim și mai buni, și mai blajini, și mai romantici. Exact, și toate astea. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și ați fost prezenți la noi aici, pentru tot ceea ce ați făcut în anul ăsta competițional. Vă doresc multă baftă și să ne vedem sănătoși și la anul, să avem ce vorbi, ce discuta. Despre toate și noi vă mulțumim și vă mulțumim. La mulți ani cu ocazia asta către Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit. Încercăm pe final de an să vă facem încă o surpriză, în afară de promisa emisiune cu Bogdan Dinu, după victoria pe care a reportat-o vineri în Gala Profesionistă la Buzău. Și vă mai coacem așa, între ghilimele, încă o surpriză cu unul dintre sportivii de top ai Buzăului. Încercăm să-l aducem și să vă oferim chiar de sărbători o emisiune specială, așa cum v-am obișnuit. Ionuț Paraschiv vă mulțumește pentru atenție și vă urează toate cele bune. Ne vedem cu prima ocazie la Sport Maxim.